Senatorul Gheorghe Pop a votat în această dimineață la alegerile pentru Parlamentul European, la secția la care este arondat, cea de la Direcția de Sănătate Publică Sălaj. Senatorul Gheorghe Pop își va exprima prin vot opțiunea pentru Parlamentul European la secția numărul 9 de la DSP. L-așteptăm și noi să vedem cu ce gânduri vine astăzi la vot. Senatorul a venit la vot însoțit de soția sa, inspectorul școlar general adjunct Maria Pop. După ieșirea de la urne, el ne-a împărtășit motive pentru care consideră că votul de astăzi este unul cu impact asupra tuturor. De ce este important votul de astăzi? Urmă cu 4-5 ani, unitățile administrativ-teritoriale din județul Sălaj au accesat fonduri europene pentru unitățile pe care le conduc. Acolo se decide soarta României, soarta financiară a României și până la urmă a fiecărui român. Acolo se decide dacă vom trăi mai bine sau mai rău. Astăzi, noi, eu, dumneavoastră și toți cei care merg la vot, trimit în Parlamentul României 32 de oameni care vor reprezenta România și credem că vor reprezenta cel mai bine. De aceea este important să mergem la vot și să votăm pe oamenii care credem că ne reprezintă cei mai bine. De ce este important pentru dumneavoastră votul de astăzi? Pentru că, așa cum pentru mine este important și pentru dumneavoastră este important, la fel de mult ca și pentru mine, pentru fiecare român. Aveți un îndemn pentru sălăjeni? Până la urmă, votul meu este egal cu votul dumneavoastră și am îndemnul să-i mobilizăm, să meargă la vot și să decidem ce e mai bine pentru România.